În urma unei solicitări venite din partea Poliției Române la nivelul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, Direcțiile Județene Veterinare pentru Siguranța Alimentelor au participat la controlele efectuate în sistem integrat la transporturile de produse de origine non-animală. În cadrul acestora au fost verificate camioanele cu legume și fructe ce au ca țară de origine Turcia. Am avut o solicitare la nivel de autoritate, dar în schimb s-a răsfrânt asupra noastră la nivel de județ, pentru că suntem la graniță cu Bulgaria și poliția a avut o acțiune prin care se controleze mijloace de transport care transportă produse non-animale și, bineînțeles, și animale. La un moment dat, când a fost cazul, am luat chiar măsuri. Pe non-animal s-a insistat cel mai tare pe utilajele acestea de transport până la 3,5 tone. În această perioadă, deci în acest control făcut în tandem cu poliția, nu s-au găsit, din punctul nostru de vedere, mă refer, poate din punctul dânșilor de vedere, probabil că ar fi și alte nereguli, pe chestii financiare sau mai știu eu cum, dar din punctul nostru de vedere sanitar-veterinar nu am avut nereguli. Potrivit medicului Fănel Mitran, verificările la Giurgiu au fost efectuate la nivel de documente și nu au fost prelevate probe, pentru că legislația în vigoare prevede că prelevarea probelor se efectuează la destinație, iar în acest caz județul Giurgiu este doar tranzitat. Controlele la frontieră au fost dispuse și de Ministrul Agriculturii la începutul acestui an.